seara. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, este o bucurie nemăsurată pentru noi ca de fiecare dată când Teatrul Radiofonic București se află alături de noi. Și asta nu numai pentru faptul că încă din copilărie și elevă, când televiziunea, nu mai știu când a apărut, dar în orice caz, așa, eram eu destul de mare atunci, dar teatrul era, cum să spun, pâinea cea de fiecare seară, pentru că, de fapt, aproape în fiecare seară era câte o piesă care se transmitea. Întâmplarea a făcut și norocul meu a fost să-l cunosc pe domnul Tuchile și pe Pușarot, care era un râmnicu Vâlcea cu o ocazie nu tocmai specială pentru bibliotecă, dar atunci ne-am cunoscut. Și este a treia întâlnire de atunci încoace cu Teatrul Radiofonic București. Datorită dumnealor, am avut bucuria și privilegiul de a-i avea aici pe Adriana Trandafir, pe Dan Puric și astă seară pe maestrul Mircea Albert. Nici n-aș fi îndrăznit vreodată să cred și să visez că voi sta așa la cote de maestru și că îl vom asculta astă seară, că va fi împreună cu noi, nu doar în piesa pe care o vom asculta, ci și pe parcursul său. Să ne bucurăm așadar de această ocazie minunată și sunt încă o dată bucuroasă pentru că de data aceasta în sală se află și colegii mei de la bibliotecile din județele vecine, directorii bibliotecilor din județele vecine. Se află și doamna președintă a Asociației Naționale a Bibliotecilor Publice din România, directoarea bibliotecii din Cluj, unde așa pe firul coincidențelor a făcut studenția. Și eu am venit de Hotuna de Gimeneu. Mai frumoasă! Mai frumoasă! Și se află de asemenea bibliotecari de la multe biblioteci din România, începând cu Neamț, dacă nu țin minte toate județele, dar le mulțumesc că au răspuns invitației noastre de a fi prezenți la întâlnirea centrelor de informare din bibliotecile publice. Domnul Tuchilă, prietenul meu de nădejde, care ați văzut că vine cu daruri nu numai pentru bibliotecă și deja ne-a constituit un fond de aur al Teatrului Românesc prin discurile pe care le-a dăruit bibliotecii până acum, dar dăruiește și publicului de fiecare dată, este aici aproape. Simțim lipsa doamnei Pușarot pentru că a fost echipa cu care am început aceste lucruri, dar dânsa lipsește doar pentru că se află peste hotare, am înțeles, sau n-a putut să vină. Data viitoare, precis că o vom vedea. A fost, poate, coincidența aceasta mai neplăcută, că tocmai când e piesa dumneai, nu este prezentă. Dar o aplaudăm, o purtăm în viață. Domnul Tuchilă o să-i transmită ce mult ne-a plăcut această piesă. Vă rog!